Salut! Mă numesc Petrișor și am avut o experiență bizară când am fost la un pas de moarte. Cumva cred că mi-am ieșit din corp, oricât de ciudat ar părea asta. Rămâneți până la final să înțelegeți prin ce am trecut. Eu m-am născut cu niște probleme la inimă. Părinții mei niciodată nu au fost sinceri cu mine și nu au vrut să-mi spună cât de grave sunt aceste probleme. Bineînțeles că ei nu au făcut asta cu răutate, ci au vrut să mă protejeze și să nu mă îngrijorez. Ideea e că luam de mic foarte multe pastile, mergeam mai des la medic decât la rude și știam că în viitor va trebui să mă operez. Această boală a mea i-a făcut pe părinții mei să plece din țară, fiindcă erau nevoiți să strângă cât mai mulți bani în caz că eu voi avea nevoie. Fiindcă genul ăsta de intervenții erau extrem de costisitoare. Faza e că ei m-au lăsat în grija unchiului meu. El era căsătorit, dar nu avea copil, iar cu mine se comporta ca și când aș fi propriul lui copil. Îmi iubeam foarte mult unchiul, însă mi-era greu să-mi știu părinții departe, fiindcă aveam nevoie de ei în viața mea. La început totul a fost ok. Eram crescut bine, eram înconjurat de dragoste și unchiul meu avea mereu grijă de mine. Iar cu banii trimiși de ei, puteam primi cel mai bune îngrijiri medicale. Însă la un moment dat, undeva, a fost o ruptură. Poate eu am fost prea mic să înțeleg ce se întâmplă în jurul meu, însă unchiul meu a divorțat și de atunci totul s-a schimbat. David, că așa îl chema, era de nerecunoscut. Începuse să bea, să joace la jocurile de noroc, să fumeze și tot felul de chestii. Se vedea că acea despărțire l-a lovit rău de tot. Eu nu am putut să le spun alor mei ce se întâmplă, fiindcă mi-era frică, deoarece unchiul meu își schimbase comportamentul și față de mine și îmi spunea constant că dacă spun cuiva ce se întâmplă cu el, ceva rău mi se va întâmpla. Așa că l-am ascultat și când părinții mei mă întrebau, ziceam că totul e minunat. Eu am încercat în prima fază să-l ajut, fiindcă înțelegeam că trece printr-o perioadă proastă, însă el părea să se întoarcă și mai tare împotriva mea, de parcă eu eram vinovată de eșecul căsniciei lor. Unchiule, nu e ok ce faci. Eu zic că cel mai bine ar fi să vorbim cu mama și cu tata. Sigur ei vor găsi o soluție și te vor ajuta. Băutura și jocurile de noroc nu-ți vor aduce nimic bun în viață și categoric nu te vor ajuta cu ceva. Ai nevoie să-ți revii, poate o vacanță, ce spui? Nici să nu te gândești să spui cuiva ce fac eu. Nu trebuie să-ți pese. Ce știi tu? Ești doar un copil, așa că nu-ți băga nasul acolo unde nu-ți fierbe oala. Nu mă enerva că zic câteva. Sunt destul de mare să înțeleg că-ți faci rău. Eu chiar vreau să te ajut. Te văd ca pe un tată și chiar îmi pasă de tine. Nu vreau să văd cum te autodistrugi. Dacă mătușa a ales să plece, lasă lucrurile așa și mergi mai departe. Dar cine te crezi tu să-mi spui ce să fac? Habar n-ai că din cauza ta am ajuns la asta. Ai căzut pe capul nostru și noi nu am mai putut să ne trăim viața. De asta a plecat ea de lângă mine, că nu mai suporta să fie bona ta. Nu eu sunt de vină. Taci odată până nu te fac pachet și te trimit la ai tăi. Ei te-au făcut, ei trebuiau să te crească. Ne-am înțeles? Iartă-mă, nu am știut că totul s-a întâmplat din cauza mea. Eu mereu am încercat să fac să fie totul bine. Nu am știut că sunt și am fost o povară pentru voi. Îmi pare rău. Am suferit mult după tot ce mi-a spus. Mă simțeam vinovat și nici nu mai puteam să dau ochii cu el. Și tocmai din acest motiv i-am respectat dorința și nu le-am spus nimic alor mei. Doar că în ultima vreme, de la situația pe care o aveam în casă și de la faptul că nu mai luam toate medicamentele, fiindcă unchiul meu cheltuia banii pe alte treburi, eu am făcut o criză și am ajuns la spital, în stare foarte gravă. Atât de gravă încât și părinții mei s-au întors de urgență în țară. Eu am fost inconștient o perioadă și nu știu exact prin ce am trecut, însă am în memorie niște fragmente dubioase. Cumva m-am văzut pe mine pe patul de spital și am văzut doctorii în jurul meu. Eram aproape sigur că pentru o fracțiune de secundă inima mea s-a oprit și tata mi-a confirmat până la urmă asta. Acum poate a fost un vis sau poate a fost imaginația mea, însă eu sunt sigur că există ceva după, că există viață după moarte. În acel moment eu am fost prezent, am fost acolo chiar de nimeni nu mă vedea și nu mă auzea. După ce mi-am revenit, tata m-a luat la întrebări. Ce s-a întâmplat? Cum s-a ajuns la asta? Medicul a zis că nu te-ai mai ținut cum trebuie de tratament și că nici pe la controle nu ai mai mers. Îmi poți explica ce s-a întâmplat? Unchiul a trecut printr-o perioadă mai urâtă și nu am putut să vă spun. Toți banii pe care voi îi trimiteați pentru medic, el îi cheltuia și de aia nu a mai fost. Dar vă rog eu să nu vă răzbunați pe el. A trecut prin niște chestii grele și trebuie să-l înțelegem. Până la urmă a fost vina mea. Cum adică vina ta? Stai așa că nu înțeleg. Ce vină ai tu? Și pe ce cheltuia banii? Noi nu știm nimic. Nu știam nici măcar că a divorțat. Acum am aflat. De ce nouă nu ne-a zis nimeni nimic? Din câte mi-a spus, au divorțat din cauza mea, fiindcă ei nu voiau să mă crească și să aibă grijă de mine.
iar voi m-ați lăsat pe capul lor. Și de acolo au început tot felul de înțelegeri între ei și s-a ajuns la asta. Iar unchiul s-a pus pe băut și tot felul de alte vicii. Nici gând, nu-i permit să dea vina pe tine pentru așa ceva. Noi, înainte să luăm decizia de a pleca, l-am întrebat dacă vrea. Și a zis că o va face cu cel mai mare drag. Nu poate să zică că noi l-am obligat. În fine, o să ne ocupăm noi de asta. Eu nu știam ce se întâmplă. Am fost ținut sub observație câteva zile bune, iar apoi când am ieșit din spital, părinții mei aveau totul pregătit să plecăm din țară. Pe unchiul nu l-am mai văzut și din câte am înțeles eu, s-au certat destul de rău, fiindcă mi-a pus viața în pericol și el nu a vrut să mai audă de noi. Faza e că eu eram obișnuit cu viața în România și nu voiam să plec, însă nici nu voiam să-mi pun părinții într-o postură proastă. Așa că am tăcut. Doar că am început să am un fel de premoniții, să le spun așa. Simțeam că ceva nu e în regulă și că nu ar fi bine să plecăm. Pur și simplu am simțit din tot sufletul asta. Părinții mei nu au vrut să mă mai agite ca să nu-mi afecteze starea de sănătate. Și au rămas. Iar mai apoi am aflat că acolo unde lucra mama în străinătate a avut loc un incendiu și colegii ei au fost răniți. Atunci mi-am dat seama că premoniția mea a fost reală și ceva s-a schimbat în mine în perioada spitalizării. Vezi, știam eu că e ceva. Pot să jur că de când am fost în spital ceva s-a întâmplat cu mine, doar că nu pot explica exact ce. Cât am fost inconștient, am simțit pentru câteva secunde că am ieșit din corp, că ceva mi s-a întâmplat. E doar imaginația ta. E logic să-ți joace feste. Ai trecut prin tot felul de lucruri, care mai de care. Iar legat de acel incendiu, e o coincidență. Tu nu ai vrut să plecăm fiindcă îți place în România, nu din cauza unei premoniții. E treaba voastră dacă nu vreți să mă credeți. Însă eu știu ce am simțit. Auzi, ce mai știți de unchiu? E bine? Mi-ar plăcea să mai stau cu el să mai vorbim una alta. Dacă și-a revenit, aș vrea să-l văd, mi-e dor de el. Unchiul tău a luat o razna rău de tot. Oricum nu vrea să mai audă de noi, așa că nu-ți mai fă speranțe. Ultima oară când l-am văzut era beat la o cârciumă de lângă blocul lui. Deci îți dai seama. Din păcate nu am mai păstrat legătura cu unchiul meu. Și nimeni nu mă credea în legătură cu ce mi s-a întâmplat. Însă eu continui să cred și asta e tot ce contează. Voi credeți în viață după moarte? Așa că aceasta a fost și povestea de astăzi. Și nu uitați, dacă și voi aveți o poveste din care cu toți avem ceva de învățat, o așteptăm să ne o trimiteți pe e-mail și cu siguranță o vom face dacă ni se pare interesantă. Nu uitați un follow și pe Instagram ca să vedeți ce mai facem și acolo, linkul este în descriere, abonați-vă și noi ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire. Salutare!